Pe Mihai Viteazu avem același executant ca și pe Dimitrie Leonida 9 mai și pe Mihai Viteazu echipa a fost foarte consistentă. Probabil executantul a ales să prioritizeze trotuarele de pe Mihai Viteazu în această perioadă pentru a avea mai mult spor acolo. Dimitrie Leonida oricum este avansat și suntem undeva la 35% grad de realizare. Mai este de făcut un sens giratoriu în zona Brădet, dispare sensul giratoriu de la Pod Căprioara. Mai sunt de făcut lucrările în zona intersecției cu Republicii și, bineînțeles, este lucrarea finală de turnare a ultimului strat de uzură. Pe Traian și Decebal se lucrează la trotoare în zona Precista. Am avut o discuție cu executantul în ideea în care să prioritizăm totuși trotoarele din centrul orașului, care arată destul de rău. Au început luni, La da, început în luni. zona intersecției dintre Bulevardul Traian și Fermelor.